Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, a declarat că își dorește o coaliție de dreapta și la nivel național, spunând că de-a lungul timpului guvernele de dreapta s-au dovedit a fi mai bune decât guvernările PSD. Edilul care a semnat pentru susținerea la prezidențiale a candidaților Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Ludovic Orban a spus că cei trei corespund cu partidele cu care vrea să facă majoritate în Consiliul General. Fiecare dintre ei se corespunde cu niște partide cu care vreau să fac majoritatea în Consiliul General. Da. În primul că ei mi-au cerut, în al doilea rând că ei sunt parte din majoritatea pe care o să o formăm în Consiliul General și, nu în ultimul rând, probabil că mesajul cel mai important, eu sunt un om de dreapta. Da? Eu consider că în acești 35 de ani pe care i-am avut de la Revoluție, noi am avut PSD și dreapta. De când au fost anunțați candidații la alegerile prezidențiale de anul acesta, Nicu Șordan, primarul Capitalei, și-a arătat susținerea față de candidații Nicolae Ciucă, PNL, Elena Lasconi de la USR și Ludovic Orban de la Forța Dreptei. Consider că cu toate problemele, că evident că au fost nenumărate probleme, cu toate problemele pe care dreapta le-a avut în toate guvernările, totuși guvernările de dreapta au fost mult mai bune decât guvernările din jurul PSD-ului. Și de asta eu mi-aș dori ca, suntem foarte aproape de a reuși această coaliție de dreapta la București, mi-aș dori ca și la nivel național, în următorul mandat de 4 ani, să avem o guvernare de dreapta care... Întrebat dacă va spune la un moment dat pe cine va susține la prezidențiale, primarul general a răspuns. În primul rând, eu cred că oamenii care m-au votat sunt suficient de inteligenți ca să facă propria lor alegere și nu să se uite la mine să le spun eu cum să voteze. Bineînțeles că informațiile pe care eu le dau pot să le ajute sau nu în alegerea pe care o fac. Momente de